Deci românii, când n-au ce să facă, pun de niște audieri. Se audiază între ei, da, se audiază între ei cum se scarpină maimuțele una pe alta, cum se caută de păduchi. Exact așa sunt ședințele astea din Parlament, în care acești oameni nu știu cum să se muște mai tare de fund unii pe alții. Întrebările sunt cam așa, nu știu dacă ați văzut. Ați crescut datoria, ne-am împrumutat la niște dobânzi cum n-are nimeni, în timp ce deficitul crește și ați distrus tot, bă, și nu dați nici alocații mărite. Și Orban ăla cât de prost e. Așa, și care e întrebarea? Păi asta, bă, nenorociților, că ați distrus tot. Azi, la un moment dat, la audierea lui Câțu, s-a ajuns chiar la așa ceva. Dar omul mai are bani cât să funcționeze până în martie-aprilie. Întrebarea este dacă Comisia Europeană ne-a dat ok-ul pentru această salvare de urgență pentru 6 luni și dacă în 6 luni, când trebuie rambursat acest împrumut, compania va putea rambursa, pentru că acolo senzația mea e că sunt niște probleme structurale. Ce ai, frate, Tarom abia are bani de cheroseno să treacă avioanele pe GPL? De 2000 de ani, de la Burebista, de când s-a înființat Taromul ăsta, de atunci merge numai și numai pe pierdere. Și angajările se fac acolo numai și numai pe pile și pe șpăgi. Nimeni nu poate interveni acolo, nu. La Tarom nu se poate rezolva această situație. Că asta e drama acestei țări. De 30 de ani partidele vor să ajungă la putere pentru a controla aceste companii de stat. Și vor să le controleze nu pentru a le face puternice cum ar fi normal, nu, tati, ci pentru a le căpușa ei cu clientela de partid. Despre asta e în mare parte lupta pentru putere în România. Iar când omoară companiile de stat, vin cu privatizarea și gata. Apoi prinde orbul, scoate-i ochii. Întrebarea este, ar fi fost mult mai bună dacă ne întrebam de ce au ajuns aceste companii în această situație. Nu formulăm întrebarea. Situație în care trebuie să aibă ajutor. Mulțumim, domnul ministru. Auzi, bă, și la Câțu. Dincolo de faptul că vrea să pună el întrebări la propria audiere, de ce au datorii aceste companii? Păi așa sunt ele, bă, Câțule, nici măcar atâta lucru nu știi. Așa sunt ele, firme cu datorii, așa le-am făcut noi. Există societăți pe acțiune, adică ESA-uri, societăți cu răspundere limitată, adică SRL-uri. Ar mai fi societatea încomandită simplă, societatea încomandită pe acțiuni, societatea în nume colectiv. Și mai există astea, SD-uri, societăți cu datorii. Cum sunt și oamenii, frate? Ce, oamenii n-au datorii? Au. Asta e, firmele trebuie să fie mai umane, nu? Mai o datorie, mai o țeapă. Na, cum sunt și oamenii? Cu cine să semene firmele astea, domne, dacă nu cu oamenii? Ce, firmele sunt girafe? Bineînțeles că a fost acolo și Mărlando Teodorovici. Dar bravo, mă! Păi ce a lipsit el vreodată de la vreo chestie la care se împart moca, palme și nasuri de clov? Sunteți, dumneavoastră, sunteți aici în sală pentru ce? Vreți să supun la vot? Vreți să vreți? Dumbă, și te vă rog foarte mult să spuneți la vot părăsirea sării de către domnul Dan. Se poate? Aici se pusese pe Dancă să-l dea afară. Avea acea atitudine a lui Vadim Tudor. Păi îl întrerup tu pe Vadim, mă, care a dat mâna cu papa, bagabontule. O să te dau cap în cap cu tine însuți. Mărlando joacă acum la disperare, că i-au tras o gravă aia din partid. Nu, nu de Valentine's Day. Haideți, mă, nu mai fiți așa. Încercăm de câteva minute să înțelegem tragedia aceasta dumneavoastră. Este tragedia liliacului, care nu e nici mamifer, nici pasăre. Noi nu știm dacă sunteți liberal sau socialist. Dar vreau să vă întreb, cum v-ați dat seama ce sunt? Pe, cu lumina stinsă sau aprinsă? Mărlando, dragi prieteni, în toată splendoarea lui. Îi spune unul de acolo că după cum vorbește nu se prinde dacă e social-democrat sau liberal, că are dilema liliacului, e pasăre sau mamifer. Iar Mărlando zice, v-ați dat seama cu lumina stinsă sau aprinsă? Wow! Care-i gluma? Orlando crede că dacă spune ceva despre lumină stinsă, mamă, e cu țaca paca, înțelege, glumă, e cu subînțeles, deci, vai, ce glumesc suntem, ha, ha, ha! Dumneavoastră, acum câteva luni, nu știu, ori aveți o memorie scurtă? Opriți, nu, scurt n-am. Mă,
Mamă, adică tu ai lungă mărlandă, nu? Asta ai vrut să spui. Ce șmecher ești, bă, băiatule, să mor eu. Și ce inteligent, da? Cum duci tu toate discuțiile spre lumină stinsă și spre propria sculă. Ai putea să întrebi un psiholog, Orlando, să vezi ce înseamnă asta. O să ai mari surprize. Atât te mai întreb. Ai mașină de teren mare, mare? Tot astăzi a fost audiat și Alexe, de la Mediu. Costel. Cele mai mari hoții descoperite în ultimii 2 ani, rețineți, o spun gărzile de Mediu, sunt în Maramureș. De aici au dispărut 110.000 de metri cub de lemne. Bistrița Năsăud, peste 30.000 de metri cubi furați. Sibiu, cu peste 20.000 de metri cubi. Bă, Costele, pișcă frâna un pic. La Sibiu, la domnul președinte? Pă, voi ați înnebunit? Vedeți că are domnul Iohannis mărul ăla în fundul curții, să dea dracu să se atingă care vadă el, da? Cum la care casă? Bă, sunteți nebuni? Bă, asta ia vreun măr în Sibiu? Mamă, păi din ăla făcea doamna Carmen plăcintele alea bune pe care le lua domnul Iohannis când urca pe munte. Hai de mine. Ați auzit, domn președinte, ce au făcut animalele astea? Ce părere aveți? Ceva inimaginabil.